7 și 11 minute, bună dimineața, bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, am revenit în direct la Antena 3 Pitești. Dacă este vineri, așa cum ne-am obișnuit de altfel de fiecare dată în dimineața zilei de vineri, avem rubrica doctorului Tase, de fiecare dată teme interesante, teme importante, dezbătute și dintr-o perspectivă cardiologică, dar și de suflet, pentru că așa ne-am obișnuit să fim la curent cu activitățile, cu acțiunile curente și evident să le trecem și printr-un filtru al sănătății, așa că spunem bună dimineața domnului conferențiar universitar, dar doctor Adrian Tase, medic primar cardiolog. Domnule doctor, bună dimineața și bine ați revenit. Săruna și bine v-am regăsit. Ne bucurăm tare mult să fiți alături de noi și să vă vedem sportiv ca de obicei și nu ezit să spun telespectatorilor noștri că domnul doctor vine în pas alert chiar alergând la studio și de fiecare dată ne încurajează să facem mișcare, chiar dacă uneori temperaturile sunt caniculare, avem nevoie noi așa să ne menținem în formă. Exemplul personal este foarte important în toate și ca medic cardiolog cred că pot să fac puțină prevenție și prin această metodă. Parafrazându-l pe David Popovici, care zice, dacă eu pot, puteți și voi. Ah, da. Aș putea să spun și eu la același lucru, dar la noi situația este un pic mai nuanțată, pentru că sunt pacienți care au nu neapărat contraindicații, dar indicații pentru un efort mai mic și eventual progresiv. Bineînțeles, totul să fie adaptat la ritmul și la nevoile corpului nostru. Într-adevăr, este bine să existe putință, dar și voință, nu-i așa? Iar despre voință, ambiție și performanță am văzut cu toții în desfășurarea Jocurilor Olimpice și știu că ați pregătit un material foarte interesant care vizează până la urmă performanța românilor la Jocurile Olimpice de la Paris. Într-adevăr, exact cum spuneam săptămâna trecută, practic acea ploaie torențială de la deschidere, sperăm noi să fie o ploaie de evoluții bune a românilor. Și până acum, compatrioții noștri, tricolori din arenele Olimpiadei, s-au comportat foarte bine. Au luptat onorabil pentru locurile pe care le-au obținut, nu neapărat pe podium, dar au dat totul ca să aibă o poziție cât mai bună în clasamentul general pe națiuni. Suntem o echipă oarecum în dezvoltare, nu mai este ce a fost, știu eu, la Los Angeles, în care a fost chiar o performanță unică, dar totuși față de acel nadir pe care l-am avut la Rio acum 8 ani, parcă lucrurile încep să se mai miște și mai ales performanța lui David Popovici, cred că a entuziasmat nu numai sufletele românești, dar chiar toată planeta, pentru că este cu totul, este chiar un fenomen. Este un fenomen și a fost o cursă în mod clar care ne-a dat ceva emoții, pentru că bătălia, să zic așa, a fost destul de strânsă și iată că există minuni și chiar așa a fost numit minunea din România, dacă nu mă înșel, minunea României. Avem nevoie, nu-i așa, să credem și să susținem aceste minuni. Apropo de tot ce înseamnă performanță din spirit de România, din suflet de România, ca o mică paranteză, trebuie să reamintim și faptul că Orchestra Națională a Franței, nu-i așa, a fost dirijată de Cristian Măcelaru, care este un dirijor originar din Timișoara și care conduce orchestre din Germania. Da. Iar flacăra olimpică, la rândul ei, a fost a fost ținută, printre alții, și de Nadia Comăneci, care, iată, a fost foarte vizibilă la Olimpiadă, chiar dându-i niște lecții Serena Williams în public despre cum se desfășoară un regal de gimnastică. Da. Jocurile Olimpice sunt întoi. Cu siguranță ținem pumnii tuturor participanților. România să ajungă acasă cu cât mai multe medalii, pentru că prin sport, până la urmă, avem această recunoaștere internațională și renumele unei țări este pe cele mai înalte culmi. În altă ordine de idei? Vreau să spun că succesul lui David Popovici este cu totul remarcabil. Sigur că victoria de la proba de 200 de metri este foarte, foarte clară. Aurul olimpic este mult dorit și mult meritat. Dar aș vrea să vă comentez și proba de 100 de metri, în care acest bronz face cât un aur, pentru că a fost luat în niște condiții în care practic panelul de notători a fost cel mai titrat și cel mai rapid din istorie. Deci a fost o cursă absolut senzațională, în care David s-a descurcat foarte bine,
nu se putea mai mult decât atât în acest moment, dar cred că putem detalia acest aspect. N-aș vrea să creadă cineva că exagerez, eu chiar cred că David Popovici este un revoluționar al înotului. Adică da, l-aș compara, l-aș pune într-un careu de aș, alături de Bob Beamon, care a revoluționat săritura în lungime, alături de Dick Fosbury, care a revoluționat săritura în înălțime, ambii în 1968 la Olimpiada de la Ciudad de Mexico, și Usain Bolt, care este cel mai rapid om din istorie, care acest lucru întâmplându-se în 2007. Iată că David Popovici a venit acum 3 ani la Tokyo cu o performanță extraordinară pentru un junior care era atunci. La 2 secunde, deci un loc 4, la 2 sutimi de secundă de medalia de bronz și finalist și la 100 de metri, la proba Regina. Acest lucru a fost remarcat, dar nu a fost pus chiar în colimator, ca să spun așa, atunci, ci după câteva luni, când a devenit dublu campion mondial la Budapesta și dublu campion european la Roma, cu performanțe din ce în ce mai bune, una dintre ele fiind coborârea recordului mondial cu 1 secundă la 100 de metri. Și atunci toată lumea a pus ochii pe el, inclusiv brazilianul care a fost campion mondial, al cărui record a picat atunci, și care i-a dat chiar niște indicații legate de ameliorarea în continuare a performanțelor. Una dintre ele era startul. Și într-adevăr am văzut că cel puțin la 200 el s-a dus chiar ca o săgeată încă de la început. Deci acest lucru l-a făcut pe David să devină revoluționar, pentru că el înoată altfel decât ceilalți. Da. Practic, în cursa aceea în care a stabilit recordul mondial, a reușit să înoate cu 1 secundă, aproape 1 secundă mai puțin decât ceilalți, lăsându-i printr-un stil filiform, înșurubându-se în apă, lăsându-i ca în spatele lui musculoșii care taie apa să lupte pentru sutimi de secundă. Da. Foarte interesant. Acest brand, se pare că a fost luat cu meticulozitatea pe care știm că chinezii o au și cu alte branduri, plecând de la brelocuri și umbrele și la cele mai sofisticate avioane și așa mai departe, cuceriri tehnice din lume. Ei le iau și le analizează și le produc. Acesta este secretul lor, miracolul economic chinezesc. Da. Se pare că l-au luat și pe Popovici ca pe un brand și l-au studiat și au creat un Popovici chinez un pic mai performant de data aceasta. Da, iată, ne aduceți în atenție rezultate excepționale care se văd, dar dincolo de aceste rezultate, clar sunt eforturi depuse și o inimă puternică, nu-i așa, domnule doctor? În final și ca o concluzie, cum arată inima sau ce transformări are inima unui sportiv de performanță? Inima unui sportiv de performanță are unele modificări și putem spune că anomaliile unui cord atletic sunt raportate numai la cordul sănătos al omului mediu. Dar de fapt aceste anomalii sunt ale unui om super sănătos, mai mult decât sănătos, și chiar aici trebuie să fim atenți noi medicii și ca oameni care fac performanță sportivă să nu cadă cumva într-o... și în cealaltă extremă, nu? Nu spun cu niciun fel de... dar s-a întâmplat, din păcate, ca în cazul unor medici care poate nu aveau experiență în domeniu sau au fost tentați să-i trateze pe niște oameni de rând. Ei nu sunt oameni de rând, ei sunt o elită biologică. Și dacă prezintă un bloc minor de ramură dreaptă, o bradicardie sinusală, un interval PR crescut, o hipertrofie ventriculară stângă, dau termen medical, da, dar aceștia sunt de fapt niște anomalii obținute prin efort fizic care fac cordul și mai sănătos. Și dacă observă un lucru acesta, să-l trimiți la o intervenție, pentru că nu e la standard cu oamenii de linie, oamenii normali, ar fi o eroare. Se întâmplă extrem de rar și încercăm să limităm acest lucru. Deci, la David Popovici, secretul este relaxarea. El spunea de la început,
în not, deci mă distrez, dacă vă amintiți. Acest lucru îl spunea și Bob Beamon. Am fost atât de relaxat în momentul în care am sărit pentru recordul mondial, am simțit publicul acela, am sărit, am simțit că zbor spre aurul olimpic. Și așa a fost. Dick Fosbury, prin această săritură pe spate, realizează o metodă mai puțin traumatizantă a coloanei vertebrale și a corpului, din cauza că nu este atât de bruscă ca săritura pe ventrală, pe burtă. Dar, sigur, aici trebuie o condiție, salteaua să fie foarte moale și știm că la săritura înălțime salteaua este foarte prietenoasă cu. În ce privește pe Usain Bolt, are și el o expresie. Nu mă preocupă prea mult startul. Important este finalul. Ați văzut că el nu riscă la start să cumva să ia un start greșit sau... Dar după aceea, tot printr-o relaxare care însă are în spate mii, poate zeci de mii de ore de antrenament epuizant, deci cu o fibră foarte puternică, el este relaxat, se duce și... David Popovici s-a distrat cât s-a distrat, de data asta s-a distrat Paul Jung, dar așteptăm următoarele competiții și oricum aceste rezultate ne entuziasmează pe toți și sper ca, bineînțeles cu precauțiile de rigoare pentru cardiaci, să îi urmăm exemplu și să ne distrăm și noi puțin cu activități fizice. Totul până la urmă ține de echilibru, nu-i așa, domnule doctor? Să îmbinăm efortul, dar și cu acele momente de relaxare, da, ca să ajungem la o performanță dorită și să nu apară uzura într-un timp cât mai scurt. Vă mulțumesc foarte mult. În concluzie, să facem mișcare și să ne facem cu drag, nu-i așa, ceea ce am ales să realizăm. Să profităm, eu fac asta din plin, să profităm de, și am făcut-o și în luna trecută la fotbal, să profităm de faptul că vedem niște mari sportivi pentru a ne lăsa inspirați de ei. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor, doamnelor și domnilor, vă invităm să rămâneți și în continuare alături de noi, pentru că în câteva momente vom sta de vorbă cu un alt invitat matinal la Cafeaua cu Piper, va fi domnul Nicolae Georgescu, deputat PSD de Argeș. Bună dimineața!